stase. Bine. Hai bine, tu. Ți-am remarcat această colaborare de Dr. Martens. Și pe toate. Rick Owens. Da, bravo. Frumos. Da, bravo. Ce spun, doamnă, copii acasă? S-au ei doi și au zis, doamne, hai să facem ceva, să ia toată lumea. Da. Și-au făcut. Sunteți prea fresh, doamna Amalia. Da, mă, n-ai cum cu mine, cu astea pe aici, cu n-ai cum. Copiii ce zic despre aceste tendințe fashionale dumneavoastră? Păi copiii, în primul rând, mai împrumută și ei, știi? Ei de la tine, nu tu de la ei. Mai împrumut și eu de la ei. Așa? Da. Da. Ca să fim sinceri. Și unii copii sunt la școală la Paris, studiază exact arta în design. Da. Deci ei sunt, știu foarte bine despre ce e vorba, adică Alesia. Emma e clasa 12-a, studiază și ea să dea la facultate. Și Tomiță nu studiază nimic, mai mult decât atât m-a întrebat la ce folosește matematica, mai exact. Deci o să înțeleg. Și eu n-am știut să explic, că da, nici eu n-am înțeles. Noi oamenii ăștia boemi n-am fost cu științele exacte, de unde, doamne iartă-mă, să știm. Păi și la că ce... Că dacă știam matematică, alta era. Aveam o viață mai tristă. Bun, bun. Clasa 12-a unde către ce se întreabă? Ea vrea să dea la... îi place economia, dar vrea să dea la economie combinată, aplicată în sociologie. În ce țară, aici sau afară? Țara Anglia și în țara Spania. Una, adică aplică la mai multe facultăți. Da. Și se duce la cea care îi convine mai mult. Am înțeles. De sărbători ce faceți, doamna Amalia, ca să trecem prin întrebările șablon? Tăiem porcul. Da? Da, dar nu acasă la mine, pe la lume, pe la țară. Da? Primim prieteni pe la noi după aia. Da. Mâncăm șorici. Asta voiam să zic, mănânci șoricul? Da. Fan șoric. Da, da, da. Am înțeles. Altceva? Din, acest, din același spectru? Din același spectru fac o zonat. Așa? Da. Buni sau să mai ard? Nu se ard. Niciodată? Niciodată. Păi, tu, uite-te tu la mine, tu crezi că mi se arde mie vreun dulce? Niciodată. Eu întreb. Dacă se ardeau, nu le mâncam. Da, nu. Da? Da, e perfect. Așa? Perfect. Păi și fata vine, vine acasă? Vine și Alesia, da, vine pe 16. Și cu iubiții, cu toată lumea, cu... Da, iubitul e aici, în România, doar ea vine. Am înțeles. El e local. Da. Și cu... Da? Ce? Vine și domnul la... Se vede cu fetele, bineînțeles. Ok. Da. Am înțeles. Ia cadou de Crăciun, cum fac părinți. De Revelion plecați? Mai nu. Noi fiecare an de Revelion am cam stat acasă și am făcut cu prieteni baierame de alea pe vechi. Cu muzică și... tare dată în casă. Cu muzică tare dată... Salata de beu fiecare ce aduce. Beu vine fiecare, da. Salata de beu. Cu gogoșari, da, cu alea. Friptura, da, da. Și ce ascultați de Revelion în afară de Dan Ciotoi? Păi în primul rând Azur. În primul rând merge televizorul și mutăm pe toate Revelioanele. Și este, deci nu există distracție mai mare, da, decât să te uiți la Revelion la noi la televizor. Da. Sincer. Ești fană Dan Negru? Păi nu mai face Dan Negru. Eu zic că face. A, am înțeles că e un debate acum, că da, e o, de-asta, nu se știe, se crește așa o așteptare. Da, fac. Păi și Bartoș la ProTV-ul. Da. Noi ne uităm la toate. Da. La așa mare, așa, da, la televiziunile mai de nișă. La Național TV, tot, cum ar... Pe tot ne luăm la rând. Tot, taraf, tot, tot. Genul tot, care comentează mult? Da. Da, da. Și le luăm pe deci, pe tot. Nu, nu există distracție mai mare decât să te uiți la televizor de Revelion. Da. În rest, ai zis că bagi mult dulce. Cum stăm cu... În plus, în minus, ai cum stăm? Nu poți să le faci pe toate pe lumea asta și trebuie să mai dai șansă și la altele, înțelegi? Da. Că nu poți să fii și cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai șmecheră. N-ai cum. Și atunci, mai lași de la tine, așa, proastă, nu pot să mă fac. Și m-am mai îngrășat. Ca să le dau și lor o șansă, știi? Dar o să le iau înapoi la anul. Nu le-o las. Dar nu te-ai gândit niciodată să-ți faci operație de micșorare de asta, a? Nu! Păi eu te întreb! Nu, a? Nu m-am gândit niciodată să îmi pun sân, să fac... Da, uite, mi-am făcut botox. Deci deja e ok. Fac mereu, de mult. Dar rest să-mi dai chestii, nu. Am înțeles. Gata. Să, la Antol mergi în februarie? În fiecare an. Da, peste și tot. În Dubai? Te duci în Dubai? Mall.
Bravo! Mal. Bravo! Deci să pleacă, cum ar veni. Pleacă, pleacă. Mulțumim, doamnă, să fii sănătoasă. O seară extraordinară. Și la mulți ani, pentru 9 ani. Să ți se întâmple ce vrei tu. Și vouă. Am zis și anul trecut, nu mai contează. Bine, hai, mersi, păi da, să rămân. Am zis eu. A, gata. A zis doamna Amalia, mă, gata, să știi, să rămână, mersi.